Salutare și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi ne aflăm, de fapt am intrat pe Valea Horoabelor, care va fi primul nostru traseu nemarcat, aproape undeva pe acolo primul, cel puțin făcut intenționat, nu din greșeală. Protejăm capetele noastre minunate și deștepte cu mănuși. Vremea e frumoasă, după cum vedeți, este senin, este cald. Și pentru cei care nu știu, Valea Horoabei se află în Munții Buceci. Se urcă de la Padina, se merge puțin pe traseu de pe marcaj și Crucea Albastră și la un moment dat se face stânga și chiar este un panou care anunță intrarea în Valea Horoabei. Știu că pe aici. Așa zic și eu. Aqua Magic! Vezi să dacă ai picioare scurte? Doamne! Oh, Doamne! Ah!
damn it. Se trece pe malul celălalt. Aici cred că te înnești dacă cazi. Bă, nu știu cât de adânc e aici. Ce bosulică ești? Păi, e păteca, da. Păi, hai pe păteca. Nu cred că e pe păteca, da? Nu, păi cobori în apă la loc, da. Hai că am găsit o păteca, hai. Ce? Simți că meriți o bere? Să nu ratăm ieșirea. Nu zic că pe aici e ieșirea, zic că e destul de potecă chestia asta, adică... Ce am reușit noi, Denisa, azi? Făcut Valea Roabelor. Da. Bine, sper că am ieșit din Valea Roabelor. Nu știu dacă am ieșit ok. Chiar că n-am ieșit ok. Acum trebuie să dăm de... Da, de precizat că Valea Roabelor este un traseu nemarcat și neapărat trebuie să vă pregătiți mental și fizic de a fi cu picioarele în apă până după genunchi, oricât de înalt. Chiar până la fund. Chiar până la fund, da. Cel puțin așa am nimerit noi azi. Da, dacă ai picioarele mai lungi, așa. Ideea e că na, e bine să fii, să nu fii singur. Sunt locuri unde ai cam mai nevoie de ajutor. Sunt câteva scări, dar... La ultima scară... Ultima scară este prea scurtă. Era prea scurtă și era debitul destul putea, de mare. Da. Debitul era mare, neapărat să verificați starea vremii, că dacă te prinde o viitoră... Nu e deloc amuzant. Și să vă pregătiți cu informații despre traseu. Cu informații, dacă se poate chiar și cu... Bine, ar fi oricum un fel de sandale de alea de dumeție sau bocanci de rezervă sau măcar șosete de rezervă. Pentru o să aveți șosete de rezervă, da, la o voi. Să vă udați. Nu da. În mașini, nu în mașină ca noi. Da. La voi înghezat. Acum urmă să căutăm traseul marcat. Sper noi să-l găsim. Am ajuns și în traseul de creastă, suntem pe marcaj bandă roșie și ne îndreptăm către bătrâna.
Am ajuns și la refugiu din Șaua Bătrână sau refugiu Bătrână la 2170 de metri. De exact cum e până aici? Traseu? E ușor. În condiții de condiții atmosferice normal, ok, să zic așa, de așa, chiar e super ok traseu, practic acest traseu de creastă, cel puțin pe această porțiune, să zic. De unde am fost noi, de la ieșirea de la Hroabe și până aici la Bătrâna, am făcut cam cât? O oră? Cam așa. Cam oră, da. Bate vântul foarte tare. Ai reușit să zbori drona puțin. Am reușit să zbori și drona, chiar și așa. Da, refugiu se prezintă în condiții foarte, foarte bune. Iar să puțin, cred că se scurge puțin apă prin drop până acoperiș. Sunt, cred că, 20 de locuri, dacă nu chiar mai mult. Deci se poate nota liniștit aici și încuietoarea este foarte bună, zăvoare, chestii. Așa. Ce vă spune despre priveliște? Păi, priveliște este minunată, ca de obicei. Se vede Piatra Craiului, precum și alți munți. Lumina nu este foarte bună pentru poze, dar asta este. Exact. Și dacă se aude cu ecoi, pentru că suntem în refugiu. Care se vede asta. Da. Și este ora în jur de 4:30. Da, și ora 16:30. Traseul de întoarcere va fi același până la cabana Pagina, unde ar trebui să dureze în jur de 3 ore. Ne sperăm să facem mai puțin de 3 ore. Da, trebuie să dureze 3 ore pe banda roșie via refugiu Șaua Strungă. Ok? Păi, am zis mai încolo. Am ajuns în punctul unde mai devreme ieșisem din Valea, Canionul, Cheile Horoabei. Continuăm, o să continuăm pe aceeași traseu, pe banda roșie, până la... Cabana Pagina. Via? Șaua Strungă. Da, refugiu Șaua Strungă. Și de precizat, că, încă o dată să zic așa, importanța echipamentului montan. Practic, faptul că am traversat prin apă până la brâu, odată ce am ieșit din canion, adică la soare, să zic așa, și importanța să te verifici oarecum starea vremii, e soare în cazul nostru, și practic la popas ne-am descălțat la tălpile goale, ne-am scos șosetele, ne-am scos tălpicii din bocaci. În cazul meu, având pantaloni modulari, am deschiat partea inferioară a pantalonului și am pus la uscat. Și practic, într-o oră, ce oră? Mai puțin, nu? Jumătate de oră, 40 de minute, s-a uscat. Deci, încă o dată, importanța, practic, echipamentului. Pantaloni, bocanci, șosete. În cazul nostru, recent ne-am achiziționat șosete Merino. Aveam și anul trecut. Bine, eu nu aveam. Așa. Ok. Așa. Hai. Îi dăm? Îi dăm. Hai.
Unde am ajuns, Deisa? Am ajuns la refugiu Strunga. Refugiu din Șaua Strunga, pe la 1500-1600, o să scriem undeva pe aici, pe nu știu unde, la ce altitudine. Și ce urmează? Ha, urmează să cobor la cabana Padina, mai conform, cum se numește? Conform panoului informatic? Așa, mai avem în jur de 45 minute până ajungem la cabană. Continuare pe bandă roșie, sunt multe benzi roșii pe aici, cum duceți. Da, și tot înainte continuă cu lumea spre cabana Leauta. Nu mă așteptam la asta. Da. Așa. Da, foarte fain refugiul din Șaua Strunga, se prezintă... E foarte simpatic. Da, chiar este acum un băiat din Germania, nu vrem să-l deranjăm să fim om înăuntru, dar arată foarte fain, priciuri. Curat. Foarte curat. Prăduți de Crăciun. Da, lumină, din ce știu, au, cred că panou solar sau ceva, sau poate chiar și priză, dacă nu mă înșel. Da, da, au practic curent pe panouri solare. Așa, și locul cred că cam pentru 10-12 persoane, din ce am văzut, în ce părea, poate chiar mai mult. Da, condiții foarte faine aici. Super, super fain, refugiu arată ca și o... Și e colorat. Colorat. Se vede. Da, e da. Super drăguț. Super drăguț. Foarte faină treabă cine s-a ocupat de el. Mm-hmm. Pe Padina. Acum ne strângem lucrurile și dăm spre cabana Padina. Am ajuns înapoi la cabana Padina, unde lăsasem mașina, ora 19.30, deci în total 10 ore jumate de drumeție. Am urcat prin Valea Hroabelor, pe aia mi-aștept un gol alpin, am făcut un popas, după aia am luat următor către refugiul Bătrâna. De pe refugiul Bătrâna ne-am întors prin Șaua Strunga, ne-am oprit la refugiul... Ne-am oprit la refugiu Strunga, da. Și de acolo la aici. Vale, da. Aici. Da, a fost o drumeție faină și neapărat, dacă plăniți să faceți Valea Horoabelor, să fiți pregătiți pentru a vă uda serios. Efectiv, până aici am avut apa. Da, până la brâu, pelerine de ploaie neapărat și... Haine de schimb. Dacă se poate haine de schimb sau măcar haine tehnice foarte bune. Da, și dacă pe lângă de ploaie, cel puțin partea de sus e chiar ok. Exact. Și mare atenție la pernuza meteo, dacă nu sunt, adică doar dacă sunt zero șanse precipitații să abordați acest traseu. Uh-huh. Ok? Și să fi fost câteva zile înainte măcar de soare, să nu fi plouat foarte mult. Exact. Și acum noi dăm spre casă. Mulțumim că ne urmăriți. Like, share, subscribe. Toate cele bune. Pa, pa.